Bună ziua! Sper că vă regăsim bine sănătoși după această mini-vacanță de 1-5 iunie. Am revenit și noi după o vacanță mai scurtă, în data de 3 până pe 5 inclusiv. Ca de obicei, fiind marți, avem actualitatea la zi, vorbim despre mai multe subiecte. Alături de Vasile Minică, lider Cartel Alfa Buzău. Bine ați revenit, domnul Minică. Mulțumesc de invitație. După această mini-vacanță plină de evenimente, plină de... Am înțeles că nu prea au fost incidente, ceea ce este foarte bine, că multă lume am avut și serbări Câmpenești și Buzău Fest cu zilele Chișinăului. Au fost o groază de evenimente. Da, am jucat și în deplasare la Arad. Da. A fost un eveniment. A fost pentru toată lumea. Give me five. Din păcate, așa a ieșit, Gloria. Give me five. Bine, am dat și noi un gol, dar ăla de onoare. Zic că au fost activități pentru toată lumea. Fiecare a avut de ales. Da, după gusturi. Da. Și cum de gusturi nu discutăm, ca de obicei analizăm, dezbatem subiectele zilei. Și dacă vorbim de subiectele zilei, încă este cap de afiș greva din educație. De această dată, a treia săptămână de proteste, îmbracă un tablou pe care liderii de sindicat și mulți care cred în această grevă în unitate nu și l-ar fi dorit. Pentru că în județul Buzău, așa cum se întâmplă și în alte situații din țară, numărul celor care revin la catedră sau la alte activități, în funcție de ce cadre didactice vorbim, dar vorbim și de personal nedidactic și despre personal auxiliar în învățământ, din ce în ce mai mulți revin în activitate, în unitățile de învățământ din județul nostru. Cu toate acestea, există destui care rămân în această formă de protest, iar astăzi, sincer, am pierdut șirul. Și nu o spun la modul ironic, în sensul că au fost foarte multe pichetări ale prefecturii, iar astăzi, între orele 10 și 12, a mai fost organizat un meeting de protest în fața Casei Albe. Pentru o radiografie a momentului în privința efectelor la nivelul județului nostru a acestei greve generale, discutăm în cele ce urmează cu inspectorul școlar general, profesor, doctor inginer Daniela Palcău. Să rămâi, le dau. Bună ziua! Spuneam la începutul emisiunii semnale pe care le avem și din sistem și de la liderii de sindicat, care astăzi au făcut un apel la unitate în ciuda faptului că din ce în ce mai mulți salariați au renunțat la grevă. Spuneam că începem a treia săptămână de grevă în educație cu multe noutăți. Aș dori, în primul rând, să știm așa ca un tablou, cam în ce procent mai sunt profesori și alți salariați, repet, din învățământul buzoian în grevă? În jur de 50-53% în funcție de ceea ce am colectat noi astăzi de la directorii unităților de învățământ. Aproximativ 2800 de cadre didactice, deci personal didactic, și în jur de 480-490 personal didactic, auxiliar și nedidactic. Înainte de a aflați în grevă. Da, înainte de a discuta despre efectele, practic, perturbării unor etape din educație, urmare a acestor, să zicem, proteste, repet, fără a critica pe cineva, ci doar a reflecta situația la zi și problemele cu care ne confruntăm în educație. Aș dori să vă întreb, această scădere este una bruscă, adică iată, în a treia săptămână de grevă, după această mini-vacanță de 5 zile, s-a întâmplat ca astăzi, contabilizând din teritoriu, să aveți această cifră, sau este o consecință a faptului că încă de săptămâna trecută, pe zi ce trece, au început să revină oamenii la muncă sau în activitate? Nu,
Este adevărat, săptămâna trecută în jur de până în 100 de persoane au renunțat la grevă de la o zi la cealaltă. Adică nu semnificativ. Nu semnificativ. Deci avem această scădere bruscă după mini-vacanța de 1 iunie. Exact. Da. Cum explicați dumneavoastră ca responsabil al educației Buzene, evident și din discuțiile pe care le-ați avut cu directorii de școli, pentru că țineți legătura cu ei pentru a avea o situație cât mai apropiată de realitate? Păi, în primul rând, consecința faptului că lipsa activității aduce după ea și lipsa veniturilor în rândul personalului din unitățile de învățământ. Apoi avem de-a face cu cadre didactice care sunt și soț și soție în învățământ, poate că au și datorii la bănci, au credite oamenii și atunci probabil situația financiară nu le permite să fie ambele persoane în grevă. Și nu în ultimul rând, n-aș spune pe ultimul rând, situația copiilor, a elevilor pe care colegii mei au păstorit, să zic așa, 4 ani de zile și a căror situație trebuie încheiată. Bun, și vorbim în special despre viitorii absolvenți de gimnaziu și despre viitorii absolvenți de liceu. În față am calendarul de evaluare națională. Astăzi ar fi astăzi, potrivit calendarului, au început înscrierile la evaluarea națională până pe data de 9 iunie. Ce ne puteți spune? S-au făcut înscrieri? Există această posibilitate? În unele unități de învățământ s-au făcut, în altele nu, având în funcție situația grevei din fiecare unitate de învățământ în parte. Adică nu avem așa neapărat o regulă. Până dimineața aștept o radiografie a situației de astăzi. Deci avem situații diferite. Dacă la colegii școală... mei au raportat în fiecare dimineață până în ora 9 situația către inspectorul. Deci a existat și situații, doamna general, în care copiii care urmează să susțină evaluarea națională s-au dus astăzi la școală, la secretariat, probabil alături de diriginte și n-au putut să se înscrie. Sau alături de părinți, mă rog, cum au venit ei. Să înscrie. Probabil că da. Nu știu exact situația, v-am spus, aștept raportare de la colegii mei, însă cu siguranță au fost și unități unde înscrierea nu s-a putut realiza, clar. Bun, la fel de important, să vorbim și despre absolvenții de liceu. Mâine, 7 iunie, se încheie perioada de înscrieri. Cum stăm la Buzău? Pentru bacalaureat. S-a prelungit această perioadă din informațiile mele, ultimele informații, așa că, de asemenea, situația completă o să o avem mâine dimineață la ora 9 de la fiecare director de unitate de învățământ în parte. Am înțeles, dar săptămâna trecută, atunci când s-a dat startul înscrierilor, pe 29 mai mai precis, înțeleg că au fost la fel situații în care ceea ce vă pot spune este că în majoritatea liceelor din județul Buzău, cel puțin pentru absolvenții claselor a 12-a, situația este neîncheiată. Există unități de învățământ unde sunt toate materiile nu s-au încheiat situația. Există unități de învățământ care mai au o materie sau două, deci copiii mai au o restanță, o materie sau două neîncheiată. Deși note, având în vedere că anul acesta a fost un an în care evaluarea s-a făcut pe module, note sunt, însă situația este neîncheiată, având în vedere profesorul de la clasă care s-a aflat în grevă. Am înțeles. Bun. Evident că aici se poate umbla la calendar, da, la perioadele de înscrieri. Problema este că, doamna general, de săptămâna viitoare începe bacalaureatul cu evaluarea competențelor. Luni, da, mai precis, este programată pentru perioada 12-14 iunie evaluarea competențelor la limba și literatura română. Română, exact. Ce le transmiteți elevilor? Le transmit răbdare, îmi doresc tare mult să se termine cu această situație de grevă. Sunt
alături de colegii mei și profesorii care se află în grevă și colegii directori care nu pot face grevă, în funcție de statutul pe care l-au la momentul acesta, să sperăm că în urma negocierilor situația va fi una benefică pentru copii. Pentru, și pentru noi, bineînțeles. Pentru buna desfășurare, ca de obicei, potrivit metodologiei a examenului de bacalaureat, respectiv sesiunea, prima sesiune, este nevoie de o comisie. Este nevoie, absolut, în primul rând, de o comisie principală, absolut, și de comisiile de la fiecare centru de examen. Au fost acestea stabilite? Da, centrele de examen s-au stabilit, comisiile județene sunt stabilite, având în vedere că ordinele de ministru sunt date din anul școlar, din anul calendaristic anterior până în 31 octombrie, s-au emis metodologiile și ordinele de ministru. Comisiile județene sunt făcute. Pentru examenul de bacalaureat, știți foarte bine, comisiile se realizează prin tragere la sort, prin decizia inspectorului general. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că urmează perioada, ar fi urmat în perioada următoare, imediat următoare, să se facă acest lucru. Așteptăm, vă spuneam, încheierea grevei ca să putem să ne reluăm activitatea așa cum am făcut-o an de an. Bun. Haideți să vorbim despre un scenariu în care greva va continua și săptămâna aceasta. Ce se va întâmpla de luni, efectiv? Care este varianta de rezervă? Pentru că sunt convins că aveți discuții cu cei de la minister, care întotdeauna trebuie să aibă o variantă de rezervă, cel puțin una. Da, n-aș vrea să mă hazardez în a face afirmații, însă un scenariu, bineînțeles că l-am pregătit, acela de a utiliza pentru comisii personalul care nu se află în grevă, și aici mă refer în primul rând la colegii inspectori, apoi directorii unităților de învățământ, și urmează să selectăm și dintre cadrele didactice care nu se află în grevă sau nu sunt membri de sindicat. Și potrivit calculelor, în momentul de față, ați putea acoperi? Bine, nu putem să ne bazăm chiar pe toți care nu sunt în grevă. Că... Absolut. O să rămână să decidem, să decidem acest lucru la momentul potrivit. N-aș vrea să vă dezinformez și n-aș vrea să fac de pe acum niște afirmații care nu sunt realiste și nu sunt bazate pe date concrete. Corect, și asta e adevărat, că... dar tocmai pentru că există, doamna general, atâtea incertitudini, pentru că noi nu știm acum. Poate cineva să spună că de luni începe bacalaureatul? Nu, vă dați seama, ca și colegii și ca și părinții, și eu sunt îngrijorată. Exact. Nu e ușor nici pentru inspectorul general să gândească tot felul de scenarii, pentru că trăim o situație delicată la nivel de educație, la nivel de învățământ și vă spuneam că am câteva scenarii în minte, însă trebuie să analizez cu mare atenție și să îl aleg pe cel mai potrivit dacă va fi cazul. Bun, să sperăm că nu va fi cazul, cu toții sperăm același lucru. Evident că toate lucrurile țin și de negocierile care se poartă la nivel înalt între liderii de sindicat și cei din guvern. Știu că exact la această oră e în plină desfășurare o ședință între liderii federațiilor din învățământ, federațiilor sindicale din învățământ, pentru a stabili cum și dacă mai continuă protestele, și evident că se va pune această problemă a apropiere iminente a calendarului de bacalaureat și obligatoriu trebuie luată o decizie. Și cu siguranță, dacă se va continua greva, trebuie găsite și alternative, pentru ca această generație și așa afectată de pandemie să nu aibă parte și de alt șoc, cel al amânării examenului de bacalaureat. E important să vorbim și de absolvenții de gimnaziu, dar ei au examenul puțin mai târziu, adică pe 19 iunie este prima probă. Evident, de aceea vorbim mai mult despre absolvenții, viitorii absolvenți, și apropo de asta, nici nu putem să spunem absolvenți. Am fi în condiții normale, acum, în timp ce vorbeam, aveam absolvenți. Aveam festivități de absolvire la licee, care, iată, au lipsit din peisaj anul acesta și nu cred că se va mai putea
organiza vreo festivitate de absolvire în condițiile astea? Unele unități de învățământ au făcut acele festivități pe care le știm. Dar în ce condiții, doamna general? În condițiile în care n-am avut șef de promoție, în care ne-am întâlnit ca să ne luăm la revedere. Că... Așa este, aveți dreptate. Pentru că mediile nefiind încheiate... Exact, da. Așteptăm ca situația să intre în normalitate și să putem să ne derulăm activitățile așa cum erau ele fixate pe calendarele. Știu că trebuie să ajungeți undeva, într-un loc important. Vă mai rețin totuși câteva, cu câteva întrebări. Una este legată de reacțiile din partea părinților. Bănesc că în ultima perioadă aveți din ce în ce mai multe reacții. Poate părinți care îi roagă pe profesor să se gândească mai mult, nu că nu s-ar fi gândit până acum, la elevi și să încerce pe cât posibil să rezolve oarecum situația cu mediile ca să poate să-și aibă cursul firesc aceste examene de final de an. Așa este, primim și noi astfel de mesaje și telefonic și în scris la Secretariatul Inspectoratului. Încercăm să verificăm situația în fiecare unitate de învățământ și în funcție de necesitatea și urgența de rezolvat. Bun, dumneavoastră sunteți inspector școlar general. N-aș vrea să vă pun într-o situație delicată, dar evident vrem să știm opinia dumneavoastră, la modul general, cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni și ceva în educație. Nu vă cer să înclinați balanța, ci doar să faceți o analiză a situației la care, iată, s-a ajuns în momentul de față. Păi nu cred că este nimeni care să nu fie îngrijorat de situația în care ne aflăm. În primul rând, este o pierdere pentru noi toți, nu doar pentru elevi, ci și pentru părinți și pentru noi cadre didactice. Plec de la, eu știu, cursul firesc al activității didactice, aceea de educație și instruire, până la, de ce nu, la situația financiară a unor familii care sunt ale personalului care lucrează în învățământ din județul Buzău și, de ce nu, din toată țara, că până la urmă ne raportăm la educație în general. Sunt îngrijorată, este firesc să fiu. Bun, o ultimă chestiune, doamna general. Din discuțiile pe care le-ați avut cu cei de la minister și modul în care s-au desfășurat lucrurile și faptul că s-a ajuns, iată, cu mult spre sfârșitul anului școlar în general, pentru că, repet, săptămâna trecută, potrivit calendarului, gata, s-a terminat cu cei de la liceu și urma săptămâna aceasta viitorii absolvenți de gimnaziu, dacă nu mă înșel, să ia vacanță. Se mai pune problema de recuperare a orelor în condițiile astea, doamna general? Având în vedere că această grevă a debutat la finalul lunii mai, când majoritatea disciplinelor materia era finalizată, se intra în recapitulări, vreau să cred că nu s-au înregistrat foarte mari pierderi. Însă este importantă reactualizarea cunoștințelor și verificarea acestora și evaluarea la finalul unui an școlar pentru activitatea didactică și pentru elevi, în primul rând, pentru fixarea cunoștințelor, de ce nu. Această perioadă este una foarte importantă. Și când ar putea să se întâmple asta, doamna general? Nu sunt eu în măsură să iau decizii vis-a-vis de structura anului școlar. Bine, depinde și de când se va încheia greva. Bănuiesc că cei îndreptățiți să o facă gândesc și variante de prelungire a finalului de an școlar aproape de finalul lunii iunie, așa cum se întâmpla altă dată pe o veche structură, dacă ne amintim. Vă dați seama în cazul ăsta ce discuție are ieșit? Da, vă spun, nu sunt eu în măsură să iau... Am înțeles, de aia vă întreb, că știu că există scenarii despre care se discută și acolo la nivel înalt la Ministerul Educației și mai ales că trebuie să existe variantă de backup, dar întreb în cazul celor de clasa 8-a ce să mai facă, adică...
Eu vreau să cred că nu există unitate de învățământ și profesor care să nu fi terminat materia la jumătatea lunii mai. Asta este părerea mea legată de situația din județul Buzău. Eu sunt convinsă că la jumătatea lunii mai, orice profesor, dacă vorbim de evaluare la clasa 8-a, orice profesor de română și matematică ar fi trebuit să termine materia. Și ultim, deja pe recapitulări. Ultima întrebare adiacentă subiectului pe care vi l-am supus acum în ultima parte a discuției noastre. Dar există și posibilitatea să nu se mai revină în bănci? Există și această posibilitate, dar sunt convinsă că cei care sunt îndreptățiți să facă lucrul acesta vor analiza cu mare atenție situația din fiecare unitate de învățare. Adică mai precis să revinem bănci, pentru că dacă se încheie greva astăzi, mâine să revinem bănci, că anul școlar calendaristic nu s-a terminat încă. Dar absolut. Nu cu recuperare, adică fără recuperare. Recapitulările. Am înțeles. Recapitulările. Păi există și varianta recuperării, există și varianta dacă materia s-a terminat să se intre direct pe recapitulări, pe consolidări. Am înțeles. Acestea vor fi adaptate pentru perioada care a mai rămas. Doamna general, mulțumim pentru intervenție și pentru datele oferite. Păstrăm legătura pentru a informa pe cei interesați, cei care sunt interesați direct de ceea ce se întâmplă în educație în această perioadă. O să-i ținem la curent, ca de obicei. Domnul Minică, vă rog, aflăm lucruri importante, dar, repet, în lipsa unei decizii sau unei perspective, nu știm când se va încheia această, la un moment dat se va încheia. Adică se va încheia la un moment dat. Sigur. Dar avem această, iată, perspectivă imediată, examenul de bacalaureat, luni începe examenul de bacalaureat, efectiv, cu acele probe de competențe. Da, părerea mea este puțin mai sindicalistă. Eu cred că ar fi trebuit mai multă aplicare a decidenților cu privire la negocieri, la eforturi de a înțelege de ambele părți posibilitățile, situațiile, revendicările și așa mai departe. Și cred că dacă nu era puțină aroganță din partea celor care ar fi trebuit să ia decizii și să răspundă solicitărilor sindicatelor, de mult era închis această grevă. Rămân la concluzia mea că o mai mare deschidere, o cale de dialog, o negociere aproape non-stop a situației ar fi dus la închiderea acestei greve, din care să aibă încredere și să câștige toată lumea și mai ales să confere respect și siguranță sistemului decidenții. Pentru că ei sunt cei care spun că sunt probleme în sistem, ei spun că trebuie să ajute și știți foarte bine că sunt programe inclusiv naționale de dezvoltare a învățământului și de atenție sporită, dar tot ei sunt cei care nu reușesc să facă acest lucru. Practic, profesorii au ajuns acolo forțați cumva de situația zilei de azi și de perspectiva învățământului românesc. Pentru că dacă erau la timp ascultați, dacă erau la timp respectați, dacă se respectau legile cu privire la învățământ, fondurile cu privire la învățământ, nu s-a ajungea în situația asta de, aș zice, în momentul de față, aproape de neieșire, pentru că profesorii trebuie să iasă de acolo cu fruntea sus și să poată să vină în fața elevilor și a părinților și a societății că au avut dreptate și toată lumea le dă dreptate. Pe partea cealaltă, guvernanții trebuie să găsească soluții pentru a finanța și acest sistem de care ei însăși spun că e un domeniu de prioritate națională. Bun, mă mai uit pe niște date de ultimă oră și am și niște informații de ultimă oră. O să le spunem după pauză de publicitate, când vom avea și alte noutăți în privința celor întâmplate la Buzău. E trist ceea ce văd pe anumite grupuri de profesori. Au ajuns să se critique între ei. Deja cei care renunță la grevă sunt catalogați de spărgători de grevă. Întotdeauna, chiar de la începutul acestei greve generale din educație, am spus că
e păcat să se ajungă la a critica, pentru că fiecare știe propria situație. Nu fiecare e așa, domnul. Profesor, nu e așa. Fiecare trebuie familie. Nu e așa, pentru că ei sunt într-o organizație și organizația prin membrii săi nu pot să le spună celor care ies acum din grevă decât spărgători de grevă. Domnul Minică, cei care îi cataloghează pe colegii lor, care două săptămâni au stat pe baricat, de exemplu, da? Spărgători de grevă plătesc ei ratele? Ziceți-mi și mie, domnul Minică. O plătesc ratele, dar și ziceți, până acum din veniturile care le-au... Ziceți, dacă până la urmă ți-a ajunge cuțitul la os mai mult decât ți-a ajuns, și ce faci, domnul Minică? Ia ziceți dumneavoastră. Și atunci ce faci? Niciodată nu o să te lupți până la capăt pentru drepturile tale corect susținute. Perspectiva este imediată. Dacă ai întârziat cu rate, cu de-asta ai încurcat-o. Adică intri într-un tăvălug din care nu poți să iei. Nu este chiar așa, că și la bănci se pot reeșalona, se pot amâna două, trei rate. Dar de ce credeți lucrurile dumneavoastră nu că, sunt, dar de ce credeți dumneavoastră că ies unii din grevă, domnul Minică? Din mai multe motive care nu pot să le spun acum, sunt afinități de tot felul și politice și de tot felul și... Păi și înainte de a intra în grevă nu erau afinități politice? Erau, dar nu, niciunii nu credeau că o să dureze atâta. Și eu dacă vă zic că tocmai pe asta mizează politicienii... Păi sigur că mizează, n-am mai vrut să o spun pentru că... temporizează. Mizează și au informații din interior că unii s-ar întoarce, că interesul superior al elevilor și copiilor deci, îi fac pe mulți ca să cedeze și așa mai departe. Cifrele arată cel puțin la Buzău faptul că avem o scădere bruscă a numărului, sau mai bine zis o creștere a celor care au revenit din grevă. Da? Concluzia mea în domeniul ăsta, cazul de la Buzău. Concluzia mea în domeniul ăsta este faptul că vorbim de o categorie de oameni responsabili și care știu foarte bine că trebuie să încheie situația unor generații, vorbim de clasa 8-a și a 12-a, și să întorc acolo tocmai din responsabilitatea care o are și o poartă pentru aceste generații. Dar asta nu înseamnă că și-au rezolvat problemele și că decidenții îi vor privi în continuare, cum să spun, mai serios decât i-au privit până acum. Pentru că, repet, în situația în care au ajuns profesorii, datorită faptului că n-au fost tratați așa cum trebuie profesorii și întreg sistemul de învățământ. Mi-e teamă că indiferent cum se va, la ce formulă salarială sau, mă rog, de cum vor fi tratați din punct de vedere salarial, repet, angajații din educație după această grevă, mi-e teamă că în legătură cu respectul, cu statutul cadrului didactic și cu toate lucrurile astea, nu cred că vor fi reforme sau nu cred că vor fi luate măsuri pe care ar fi trebuit statul român să le ia de foarte mult timp. Asta zic și eu. Adică mă tem că problema, nu vor fi luate, cu toate că ele sunt necesare. Problema urgentă sau problema imediată, da, care s-a ajuns aici pentru că a fost răgânată, da? Sigur. Dar nu o zi, două, nu a fost rezolvată un an școlar, doi ani de zile. Problema salarială nu a fost rezolvată la timp. E în regulă. Problema de fond a educației, a sistemului de învățământ din România, nu știu dacă va fi atacată de cei care spun că educă România, că vin cu tot felul de proiecte. Ghinion. Da, nu mai știu bine. Dacă va fi tratată după, suficient, după să zicem așa, sau atât cât are nevoie. Revenim cu concluzii cu privire la situația din educație și vom discuta și despre alte subiecte. Revenim imediat. Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre, reamintim în studioul Campus TV, Vasile Minică, lider Cartel Alfa Buzău. În prima parte a emisiunii am vorbit despre greva din educație și efectele din această perioadă în învățământul buzoian. Dintr-o discuție cu inspectorul școlar general, profesor Daniela Palcău, înțelegem pe de-o parte faptul că după această mini-vacanță de 1-5 iunie, la nivelul județului nostru s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului salariaților intrați în grevă, sau putem să spunem și invers, o creștere a celor care au decis să revină în activitate, fie că vorbim de cadre didactice, de personal nedidactic sau de personal
auxiliar. Pe de altă parte, în perspectiva faptului că luni, 12 iunie, începe efectiv, potrivit calendarului, examenul de bacalaureat cu acele competențe lingvistice la limba și literatura română, la nivelul județului nostru se încearcă scenarii cu profesorii care sunt în activitate să se încerce totuși să nu se perturbe acest calendar și să se organizeze, adică începând de luni, dacă greva va continua, să fie organizat bacalaureatul cu acei oameni aflați în activitate și care nu sunt în grevă, evident. Pe de altă parte, la această oră, liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar Buzău, cel mai mare sindicat de altfel de la nivelul județului nostru, participă la o ședință online cu liderii de la nivelul federațiilor sindicale din învățământ, ședință în cadrul căreia urmează să se stabilească încotro. Este firesc faptul că această iminentă apropiere a, iată, prima dată a examenului de bacalaureat trebuie să îi pună pe gânduri și pe profesori. Sunt convins că mulți dintre ei, sau mă rog, toți, nu vor ca elevii să fie afectați. Pe de altă parte, constatăm că oamenii politici aflați și ei în vacanță în aceste 5 zile au lăsat-o mai moale, au aruncat acea ordonanță de urgență joia trecută, dacă nu mă înșel, duminică? Da. Da? Pentru a fi dezbătută de cei din educație și iată că între timp s-a întâmplat această scădere a numărului celor care sunt în grevă în educație. Spunea doamna general Palcău faptul că la nivelul județului nostru sunt am avea un procent de 50-53% de salariați, de angajați din învățământ, încă în grevă. De asemenea, înscrierile la evaluarea națională potrivit calendarului sunt în perioada 6-9 iunie, adică astăzi este prima zi în care unii elevi au putut să se înscrie, alții nu. Asta în funcție de fiecare unitate de învățământ, în funcție de cei care sunt în grevă sau nu. De asemenea, cu privire la cei care dau examenul de bacalaureat, e foarte delicat. Ei acum, nu știu, așteaptă și ei vești bune, în sensul că vor da liniștiți examenul. În cel mai rău caz se va muta. Da, probabil că da. Nimeni nu poate să știe sigur cum se va întâmpla, pentru că avea dreptate și doamna inspector general. În funcție de evoluția lucrurilor, trebuie totuși luate niște decizii unitare, adică nu o să fie județii care o să susțină și județii care nu o să susțină bacalaureatul. Deci, până la urmă, decizia va aparține ministerului în funcție de posibilitățile efective din țară. Eu am spus mai devreme că eu cred că profesorii care sunt angrenați în acest proces sunt tocmai cei care au cedat acum la grevă. Probabil că se speră să rămână greva în continuare, să fie peste 50% cei care rămân în grevă și să ducă la bun sfârșit și examenele acestea. Bun, în mini-vacanța de Rusalea am avut mai multe evenimente. Cel mai mare dintre evenimente a fost cel legat de ediția 2023, Buzău Fest și Zilele Chișinăului. Materiale ample despre aceste zile de sărbătoare veți avea în jurnalul Campus TV de la ora 19:30. Punctăm totuși, doamnă Minică, faptul că și de această dată am avut parte de un succes. Cel puțin două lucruri aș putea să le punctez aici. Evident, numărul foarte mare de buzoieni și nu numai buzoieni care au fost acolo, au petrecut la Sărata Munteoru și incredibilul fenomen care, iată, se dovedește a fi Gașca Zurli pentru a doua oară în ultimii ani la Buzău, în cadrul Buzău Fest. Am fost acolo, deci am rămas impresionat într-un mod plăcut, evident, de bucuria acelor copii, de bucuria copiilor noștri în general, a copiilor, a nepoților noștri, doamnă Nică,
la un spectacol la care, sincer, adică și eu ca părinte am râs, adică chiar, adică și mie, dar când am auzit de atâtea ori mâncântarea aia generală a copiilor, detașându-mă de orice, adică n-ai cum, te detașează de orice grijă cotidiană, de orice problemă, așa, și foarte frumos. Cred că a fost totuși momentul cel mai fain, așa să vorbesc, așa popular, al Buzău Fest, dincolo de, într-adevăr, spectacolul făcut de Loredana, care a făcut furori, de Raluca, cu ambele vedete, cu tot ce au avut în spate, cu trupele lor, da? Mi-a plăcut să văd o mare, deci efectiv în parcul Icebrăteanu nu mai avea loc, știți cu vorba aia cu acu, da? Chiar așa a fost. Da, ne fascinează și sigur avem o aplecare emoțională asupra modului în care copiii, nepoții noștri trăiesc anumite evenimente și sigur că lucrul ăsta ne-a mișcat. Categoric și Gașca Azurli, vorbim de profesioniști, vorbim de oameni care fac lucrul ăsta de mulți ani și bine și care să și cunoaște că au succes. Da. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Am o echipă mică. Bine, nu e mică, a fost cum a fost, echipă. Dacă luăm perspectiva, așa trecem acum la Gloria Buzău. Fotbal. Putem să vorbim și de handbal imediat, că am dat astăzi noi, cei de la campus, pe site-ul campusbuzau.ro, informații în exclusivitate. Existau multe, fac paranteze evident, deci vorbim întâi de handbal, ca să lămurim. Că e ceva de lămurit. Dincolo nu prea avem multe, multe incertitudini la fotbal, dar la handbal avem certitudinea oficial astăzi. În exclusivitate ne-a declarat Cristi Ceaușel, președintele Consiliului de Administrație al Clubului Gloria, faptul că echipa feminină de handbal va merge mai departe tot pe mâna lui Daniela Anca, pentru că existau foarte multe zvonuri. Ovidiu Mihăilă, care a mai fost la Buzău și care a avut performanțe notabile, a se vedea câștigarea Cupei României, fiind liber de contract, adică nu mai antrena la Steaua, exista în zona asta, da, în mediul ăsta. Speculații. Da, exista, domne, o să o întoarce Ovidiu Mihăilă, pentru că mulți l-au taxat pe Daniela Anca, pentru că s-a ratat obiectivul cel de promovare în cupele europene, un obiectiv ratat într-o conjunctură incredibilă, în care, da, Gloria a terminat pe 5, obiectiv asumat în primele 5, locuri, poziții care i-ar fi asigurat, da, participarea în cupele europene, dar a venit surpriza neplăcută pentru Gloria Buzău ca Târgu Jiu să fie în finala Cupei României și iată să primească wild card-ul pentru participare în cupa, în preliminarele Cupei EHF. Și uite așa, în al patrulea an, după 3 ani consecutiv în care Gloria a fost acolo, aproape de grupele EHF, pierzând însă în preliminare la meciurile de baraj. Anul acesta nici nu putem să ne gândim la acest traseu, dar se va continua, iată, cu Daniel Anca. Pe de o parte exista și miza asta financiară, pentru că dacă ai fi dorit să te desparți de Daniel Anca, ar fi trebuit să plătești tu club salariul pe 2 ani, da? Pentru că are un angajament de la începutul anului pe 2 ani și jumătate. Obiectiv, nu puteai să impui această calificare în cupele europene, pentru că era la jumătatea sezonului. Și uite așa rămâne Daniel Anca. Bun. Dincoace, la fotbal. Știm foarte bine, give me 5, așa zice întotdeauna, nu vorbim neapărat de Gloria Buzău, cei care primesc 5, give me 5. 5 au primit, au dat doar un gol elevii lui Adrian Mihalcea. În momentul de față, ca informații de ultimă oră, dar nu sunt certitudini, putem să vorbim pe speculații, plecând de la certitudinea că avem contract încheiat, adică expirat, între club și Adrian Mihalcea, antrenorul Adrian Mihalcea, venim totuși cu informația că există posibilitatea ca Mihalcea să rămână la Buzău.
cum există și posibilitatea să nu se înțeleagă cu clubul și să meargă în altă parte, pentru că oferte are, inclusiv de la Slobozia, acolo unde a crescut și acolo unde a mai și antrenat. Pe de altă parte, avem foarte mulți jucători care sunt la final de contract, sunt liberi de contract. Pe unii dintre aceștia i-am pierdut deja, au semnat. Avem exemplul lui Oteliță, Bogdan, pe care îl salutăm și pe această cale și îi mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru Gloria Buzău. Un jucător de perspectivă, un jucător talentat, serios în primul rând, cunosc foarte bine, și care va evolua în Superliga la Sepsi, Sfântul Gheorghe. Și mai sunt evident jucători care deocamdată nu știu încotro. Asta pentru că este acest vid legat de faptul că nu se știe ce antrenor va fi în continuare. Vid și perspectivă. Pentru că, într-adevăr, suntem cumva la momentul adevărului și cineva trebuie să implice, cineva trebuie să accepte sau nu, va trebui să se vadă și pretențiile jucătorilor care vor dori să mai rămână la Buzău. Păi da, asta cu doritul să rămână trebuie să ține și de dorința staffului tehnic de a-i mai păstra. Categoric. Cu siguranță vor fi jucători care vor părăsi gruparea din Crân. Dar acum vorbim deja, gata, s-a terminat sezonul, vorbim deja despre un al treilea an al acestui proiect. Da? Al acestui proiect în care Consiliul Județean, Primăria și Campus TV finanțează, da? În anumite procente. Da? Avem 40, cu 40 Consiliul Județean și Primăria și 20% Campus TV. Noi încă nu ne-am hotărât, pentru că trebuie să avem toate datele, să vedem dacă mai finanțăm în continuare. Deci chiar nu există balanța înclinată către nu sau da. Noi așteptăm să vedem care va fi soluția, cu cine mergem mai departe, pentru a putea susține în continuare financiar. Pe de altă parte, vorbim de al treilea an în care asumat, obiectivul va fi promovarea directă, adică nu mai stai că o dăm după gard, știți că, din punct de vedere sportiv, față de primul sezon, cu acest proiect, Gloria Buzău a făcut un pas. Adică a ajuns la barajul de promovare în Superligă. Deci dacă o iei așa pe performanță, e clară diferența între sezonul trecut când nu ai ajuns în play-off și sezonul acesta când te-ai calificat în play-off și ai ajuns și la baraj. Cum ai ajuns? Împins de la spate, într-adevăr. Dar și rezultatele astea obținute de elevii lui Mihalcea, Hulit și Mihalcea, Hulit și elevii, de fiecare dată când nu a fost ce ne-am fi așteptat noi în general, da? Cu toate acestea, în încrengăturile astea, și cu punctele aduse de ei, și cu ajutați de celelalte rezultate, bă, acolo au ajuns până la urmă. 2023, sezonul 2022-2023 rămâne cu Gloria Buzău în istorie că a participat la barajul de promovare în Superligă, că ne-a dat 5 acolo Araudu, că aici am fost de la egal la egal cu ei și că puteam să facem o surpriză pe stadionul din Crân. Sunt lucruri pe care pot fi discutate. Dar ce rămâne ca rezultat, ăsta rămâne. Înțeleg, în care, repet, obiectivul nu era promovarea, ci calificarea în play-off. Bun. Dar de aici încolo, gata. Numai cu de-aia stai să vedem copății, că nu, aici trebuie, într-adevăr, mai mulți bani, clar, pentru că trebuie să aduci jucători și mai buni, care să atace promovarea directă. Pentru că, iată, cu această garnitură, nu s-a putut direct. Da? Mergi pe premiza că întărești lotul. Asta înseamnă mai mulți bani. În condițiile în care Consiliul Județean și Primăria sunt criticați, domnule, că bagă bani degeaba. O să fie o problemă asta și de imagine. Pe de altă parte, tot ca imagine, și nimeni nu poate să mă contrazică, o promovare a Gloriei Buzău în 2024, an mega-electoral, ar fi bună. Deci, e o conjunctură din asta interesantă, să zicem. Da, și prin promovare, acum trebuie să fim sinceri, și costurile încep să crească. Domnul Luminică, știți cât este ceasul? Minus 5 minute.
Mulțumesc, doamna Minică. Da, mulțumesc, doamna Minică. Gata, s-a terminat acum 5 minute emisiunea. Mulțumim pentru faptul că ne-ați urmărit. Mulțumim, doamna Minică. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV. Imediat urmează emisiunea colegii mele, Magdonescu. Ea vă așteaptă la Dealele Buzeanului. O seară excelentă. La revedere!